Bună ziua, vă mulțumesc tare mult, doamnă, pentru prezență. Și doctorul Nicolae Fotin, fost președinte al Agenției Naționale a Medicamentului. Bună ziua, domnul doctor, vă mulțumesc și noastră pentru prezență. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe 360 Medical, chiar acum. Într-un clasament cu privire la incidența infectării cu virusul HIV, România se situează la mijloc, cu un trend de îmbolnăvire descendent. Veștile sunt bune așadar, însă mai sunt multe lucruri de făcut, iar prevenția este cel mai important factor când vorbim despre HIV și SIDA. Haideți să urmărim un material realizat de colegii de la 360medical.ro despre situația la zi a pacienților cu HIV din România. Datele oficiale arată că în România erau înregistrate la sfârșitul anului trecut 15.661 de persoane diagnosticate cu HIV-SIDA. În 2018 s-au înregistrat 669 de noi cazuri de HIV, cel mai mic număr din 2010 încoace. În comparație cu alte state din Europa, țara noastră se clasează aproape de mijlocul clasamentului în privința incidenței HIV. Orice persoană din România care are infecție HIV este tratată și evaluată, un element foarte important, de așa fel încât lucrurile merg bine pe partea asta, iar ca număr de cazuri stăm undeva la mijloc. Adică există țări care au o prevalență și o incidență mult mai mari, și putem să ne gândim la Rusia, care e foarte aproape de noi, și țări care, bineînțeles, au mai puține cazuri. Totuși, există loc de mai bine. România și-a asumat ca până în 2020 să atingă ținta 90-90-90, stabilită la nivel mondial printr-un acord internațional. Cei 3-90 înseamnă că 90% dintre persoanele infectate cu HIV să fie diagnosticate, dintre acestea 90% să beneficieze de terapie antiretrovirală, iar dintre cei aflați sub tratament, 90% să ajungă la o încărcătură virală nedetectabilă. Acum, România îndeplinește doar parțial obiectivul, estimările indicând că 87% dintre persoanele cu HIV sunt diagnosticate. Specialiștii propun noi măsuri care ar putea îmbunătăți situația. Din punctul meu de vedere, testarea HIV trebuie să devină o testare obligatorie, așa cum se testează pentru sifilis, cum se testează pentru mai hepatite, etc., etc. Prin noile tratamente antiretrovirale disponibile și în România, se obține supresia virală, ceea ce se traduce prin faptul că virusul nu mai este detectabil în sânge. Chiar dacă medicamentele nu asigură vindecarea, pacienții cu HIV au acum o speranță de viață similară cu cea a persoanelor neinfectate, dacă urmează cu strictețe tratamentul. Începem și dezbaterile. Doamna doctor Mărtărescu, încep cu dumneavoastră. M-ar interesa pentru început să aflu cum a evoluat situația în ultimii ani, situația pacienților cu HIV din România. Am văzut că cifrele arată binișor, am spune, la mijlocul clasamentului european ne aflăm în acest moment. Dar, concret, care sunt datele? Bună ziua încă o dată. Cred că discuția noastră ar trebui să pornească de la ce înseamnă fenomenul HIV-SIDA în România. Și trebuie să revenim cu următoarea precizare vis-a-vis și de materialul foarte interesant pe care noastră l-ați prezentat, și anume că în România, în momentul de față, lucrăm cu două tipuri de epidemii. Epidemia copiilor născuți sfârșitul anilor 1980, începutul anilor 1990, care au ca denumire, și îmi cer scuze pentru treaba asta, că au ca denumire supraviețuitori de lungă durată, deci cu alte cuvinte, cohorta supraviețuitorilor de lungă durată, care astăzi sunt în viață și sunt ca grupă de vârstă cuprinși între 29 și 35 de ani. Și un al doilea tip de epidemie, sau hai să spunem, o a doua modalitate de înregistrare a cazurilor pe grupele tinere de vârstă, care au început să crească încet, încet cu anii 2007, 2008, 2009. De asemenea manieră încât, în momentul în care discutăm de cascada îngrijirilor, că acesta a fost lucru pe care dumneavoastră l-ați punctat în materialul pe care l-ați prezentat, discutăm de două aspecte, cascada îngrijirilor și cascada serviciilor. Pe cascada îngrijirilor, respectiv, populație testată, populație aflată în viață, populație aflată în tratament, populație aflată ca și încărcătură virală nedetectabilă și CD4 din punct de vedere imunologic relativ staționar ca și moment al evoluției, este bine de înțeles că suntem undeva la aproximativ 70% ca nedetectabilitate la sfârșitul unei zile pe întreaga cohortă. 70%. Dar aș face și următoarea mențiune.
Dacă Organizația Mondială a Sănătății și Centrul de Control al Datelor, unde noi transmitem toate informațiile în fiecare an, au spus ceva la maniera la 1 ianuarie 2020, 90% din țările europene ar trebui să îndeplinească aceste criterii. E, acest lucru nu se mai întâmplă la 1 ianuarie 2020, la nivel european mă refer, ci undeva către anii 2030. Pentru România, începând cu anii, și am datele statistice în mâna mea, începând cu anii 2011, 2012, 2013, s-a produs o modificare, dacă vezi, a tipului de comportament în populația generală și mai ales în populația tânără. Motiv pentru care a crescut destul de mult numărul consumatorilor de droguri pe cale intravenoasă, din care au apărut un număr de pacienți seropozitivi. Și atunci, începând cu anul 2000, încă o dată, 2011, 2012, 2013, se suprapun în populația nou depistată două tipuri de persoane, și anume persoanele consumatoare de droguri, care au crescut de la, din 2007, am datele în fața ochilor mei, de la 7 cazuri noi pe an, în anul 2013 la 308 din cazurile, 300, da, 308 din cazurile nou depistate în anul 2013. Și care ulterior au început, s-au menținut în platou 2-3 ani și la sfârșitul anului 2018 într-o scădere ușoară, și menținerea în platou, începând cu anul 2007, a numărului de cazuri cu transmitere pe cale heterosexuală. De asemenea manieră încât România, de cel puțin 6 ani, 7 ani, menține ca și număr de cazuri noi pe an undeva între 800, 850, 900 cazuri noi pe an, din care 60-65% sunt reprezentate de populația ca și cale principale de transmitere, cea heterosexuală, iar diferența până la 100% consumatorii de droguri pe cale intravenoasă și în ultimii 2 sau 3 ani, bărbați sex cu bărbați. Ceea ce este foarte important de știut în momentul de față, că în acest context, care plasează România din punct de vedere al incidenței și prevalenței în centrul Europei, nu de acum, ci de ani și ani de zile, în continuare totuși ca incidență și ca prevalență scăzută, incidența însemnând cazurile noi pe an, noi apărute pe an, ne plasează undeva la o incidență relativ mică, dar sigur numărul de cazuri există și nu putem să neglijăm acest lucru, dar ceea ce este iar foarte important de știut este faptul că este o problemă a transmiterii de la, în cadrul cuplului și mai ales de la femeie și de la femeie la copil. Și ca urmare, începând cu anii 99-2000, a fost gândit în cadrul programului național aspectul legat de femeia seropozitivă și femeia care își dorește seropozitivă, care își dorește un copil, respectiv femeia gravidă. Câțiva pași importanți care au fost urmați, și anume luarea în evidență, testarea femeii, al femeii gravide în primul rând, supravegherea pe perioade de sarcină, posibilitatea ca orice fel de femeie gravidă seropozitivă să intre în tratament nediscriminatoriu legat de tratamentul antiretroviral, care nu poate fi neapărat considerat ca prevenire, ci ca și tratament. Adresarea către unitate care să asigure supravegherea femeii până în momentul nașterii, nașterea prin cezariană programată. Un alt aspect extrem de important, nu pusul copilului la sân pentru femeia seropozitivă și profilaxia specifică care se adresează nou născutului timp de 6 săptămâni cu cel puțin 2 sau 3 siropuri antiretrovirale. Deci toate aceste lucruri au fost extrem de importante și noi am plecat undeva de la 45% rată de transmitere de la mamă la copil în anul 2000 și acum suntem undeva sub 1%. Sigur, toate aceste date sunt niște date restatistice care trebuie înțelese și interpretate cât se poate de clar din punct de vedere epidemiologic, medical și gândite în, sigur, într-un plan, într-un program național și văzut exact ce înseamnă riscul, care este riscul. Și nu în ultimul rând trebuie înțeles următorul lucru, că începând cu anul 2001, România a accesat tratamentul antiretroviral pentru toată populația seropozitivă a României din momentul respectiv nediscriminatoriu. La momentul anului 2001, tratamentul a fost considerat ca important din punct de vedere al ghidurilor, mă refer la nivel mondial și la nivel european, era considerat la momentul respectiv ca un pas de introducere, de rezolvare a unei probleme. Și am să revin și pe acest aspect. În funcție de niște ghiduri, în România am considerat, începând cu anul 2001, că indiferent de statutul sau de încadrarea persoanei seropozitive, indiferent de
investigații persoana să intre în tratament antiretroviral. Deci, cu alte cuvinte, accesul rapid și universal și nediscriminatoriu, care a însemnat un prim pas în ceea ce înseamnă tratamentul ca și prevenire. Poate că vorbesc un pic rapid, poate că sunt niște date. Vă înțelegem perfect. Da, da, că poate că sunt niște date lucruri extrem de interesante, de aceea nu intervenim. Exact, sunt niște date care sunt foarte, foarte importante și este bine de știut, pentru că noi suntem în momentul de față, dacă vreți, la 30 de ani din momentul în care, începând cu ianuarie 1990, am început să vorbim în România despre fenomenul HIV, am pornit de la o tragedie și în momentul de față vorbim ca în toată lumea de infecția HIV, nu mai discutăm ca și boală și de fapt se numește infecția HIV asupra supraviețuitorilor de lungă durată ca și boală cronică și practic o rată de supraviețuire în România, deci atenție foarte mare, în România ca și în toată Europa, și să spunem ca și în continentul nord-american, cu o rată de supraviețuire la fel ca unei persoane neinfectate. Dacă plecăm de la ideea că am plecat cu o cohortă în anul 1990, care astăzi are ca vârstă între 29 și 35 de ani, deci rata de supraviețuire este peste 30 de ani, și la fel și pentru populația adultă care a fost depistată, sau adultul tânăr, să spunem, în toți acești ani, care în momentul de față au ajuns ca și grupă de vârstă între 40 și 50 de ani. Domnule doctor Fotin, v-aș întreba pe dumneavoastră ce ar trebui să știe publicul în ceea ce privește virusul imunodeficienței umane, cum se transmite, cum nu se transmite. Găsim pe internet, la un simplu search, o grămadă de informații, multe dintre ele poate ne bagă în ceață. Da, parte dintre căile de transmitere au fost deja exprimate de doamna doctor. Eu o să le reiau pe scurt și o să accentuez prin ce nu se transmite, pentru că este destul de important în relațiile interumane, între relațiile celor pentru relațiile celor neinfectați cu cei infectați. Cum spunea doamna doctor, este o infecție cronică cu supraviețuire similară a populației generală. Virusul HIV este un virus slab rezistent în mediul exterior, în afara organismului. Infectivitatea sa virală scade foarte repede. După jumătate de oră, practic, dacă luăm o picătură de sânge, nu mai este contaminant. Prin urmare, dat fiind faptul că infectează sângele, sistemul limfatic, calea de transmitere rămâne cea de transmitere prin sânge sau prin alte fluide ale organismului, în special cele urmare actelor sexuale neprotejate, administrarea de droguri injectabile, utilizarea acelorași ace, utilizarea de instrumente înțepătoare în cadrul procedurilor, să zicem, de tatuaje, piercing, nesterilizate corespunzător și, evident, transmiterea de la mamă la făt, despre care ne-a spus doamna doctor, care a ajuns după acești ani, prin măsurile pe care personalul medical le-a implementat și în România, să ajungă undeva sub 1% ca rată de transmitere de la mamă la făt. Prin ce nu se transmite? Nu se transmite prin strângere de mână, prin sărut, prin contactul cu transpirația, cu lacrimile unei persoane infectate, prin utilizarea în comun a tacâmurilor, a veselei de bucătărie, prin utilizarea prosoapelor, prin utilizarea toaletelor în comun, prin utilizarea scaune, birouri, electronice. Nu există această modalitate de transmitere. Prin urmare, rămânem la cele trei mari categorii de transmitere: sexuală, fără protecție, de la mamă la făt și utilizarea de droguri injectabile. V-aș întreba dacă mai există în România această marginalizare a pacienților infectați cu HIV, pentru că s-a creat așa un curent, dacă vreți, în ceea ce îi privește pe bolnavi. Ce opțiuni există în momentul de față ca pacient infectat cu HIV? Am să vă răspund imediat și am să vin cu o mică precizare legat de ce a spus domnul doctor Fotin legat de ca și căldii de transmitere. Este pentru prima dată când Centrul de Control a Datelor de la Stockholm clasifică, dacă vreți,
un pic altfel ca căile de transmitere în populația europeană. Dacă până în urmă cu un an sau doi ani, cel puțin pentru Europa de Vest, calea principală de transmitere a considerată bărbați sex cu bărbați, în momentul de față, încet, încet se merge către transmiterea pe cale heterosexuală și revine și are legătură cu ceea ce voi spune imediat, revine în centrul atenției femeia seropozitivă ca și importanță din punct de vedere, dacă vreți, a riscului, dacă ținem cont de faptul că în lume vorbim de 40 de milioane de persoane seropozitive cunoscute în anul 2018, din care peste 18 milioane sunt reprezentate de femei. Deci aici este o foarte mare provocare. Vis-a-vis de ceea ce ați întrebat dumneavoastră, e foarte bine de știut faptul că în România lucrăm de ani de zile legat de supravegherea fenomenului HIV-SIDA, fără niciun fel de discriminare. Mă refer în rețeaua națională de boli infecțioase, cu 9 centre regionale de supraveghere al fenomenului HIV-SIDA, așa nume. 2 în București, în Institutul Matei Balș și în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș, și celelalte în centrele mari universitare. Ce presupune acest lucru? Că o persoană seropozitivă, în momentul în care este evaluată, de fapt, cineva se gândește că ar fi o problemă de sănătate. Și legat de ce am văzut la începutul prezentării dumneavoastră, este bine să ne testăm. Este bine să ne testăm și să înțelegem să ne testăm. Problema este că după ce se face testarea, trebuie făcută categoric consilierea. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Statutul acela care apare pe o bucată de hârtie, care spune seropozitivitate HIV. Ce faci tu în momentul respectiv? Iei hârtia, te uiți un pic la ea, după care faci ce? Păi, te adresezi rețelei de boli infecțioase în primul rând, unde se stabilește încă o dată exact situația în care te afli. Ca persoană seropozitivă ești trimisă mai departe, poate pare un pic dificil, dar... Scuzați-mă că vă întrerup. Da. Situația în care te afli, la ce vă referiți? În momentul în care ai hârtia respectivă în mână cu un rezultat, trebuie să știi ce faci cu hârtia respectivă și cu rezultatul și să încerci să înțelegi că trebuie ca acea investigație să meargă un pic mai departe și să vedem dacă într-adevăr se confirmă situația, da sau nu, și ce trebuie făcut imediat din punct de vedere medical. Și ca urmare, ca persoană ești îndrumată către unul dintre cele 9 centre regionale de supraveghere și unde persoana este luată în evidență și este evaluată, este investigată, este evaluată și se stabilește din primul moment o schemă terapeutică. Ce înseamnă primul moment? Și aici este o chestiune discutabilă și s-ar putea ca viitoarele emisiuni să veni și cu această întrebare și de ce? Pentru că mai nou, din punct de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății și al Centrului de Control al Datelor, se vorbește de un al 4-lea 90, și anume calitatea vieții, și alături de calitatea vieții, introducerea imediat în tratament. Dar ce înseamnă acest imediat în tratament? Înseamnă ca eu să înțeleg ce înseamnă seropozitivitatea HIV, să am timpul necesar să mă gândesc ce este bine pentru viața mea, că sunt luat în evidență sau sunt luată în evidență, că beneficiez de tratament specific antiretroviral, că trebuie să urmez tratamentul acela antiretroviral, de să ader la ceea ce înseamnă îngrijire și în același timp să beneficiez, și aici am ajuns de fapt la întrebarea dumneavoastră, de consilierea asistentului social și a psihologului, lucru extrem de important legat de fenomenul de discriminare. Sigur, în România, ca în toată Europa și ca și în toată lumea, au fost momente și sunt momente, într-adevăr, vis-a-vis de discriminare în populația generală și poate unor chiar și în actul medical. N-am spus întotdeauna, în mod cu totul și cu totul excepțional. Dar ca o părere a unui clinician care lucrează de ani de zile cu acest fenomen, nu de acum, ci de ani de zile, în România totuși a fost un alt tip de privire al populației în general către populația seropozitivă. Și mai ales că noi am avut un alt tip de epidemie. Deci am plecat de la epidemia copiilor care au crescut și acum către cea epidemie, în propriu sus, numărul de cazuri care apar pe o grupă de vârstă. Sigur că este nevoie atunci de colaborarea și coroborarea factorului medical cu factorul social și cu factorul de psihologie umană. Și persoana respectivă trebuie să fie pregătită pentru prezent și mai ales pentru viitor. Și să înțeleagă toate aceste lucruri și cum se raportează
la familie și la ceea ce se întâmplă în afara familiei. Domnule doctor, v-aș întreba și pe dumneavoastră, cum se face testarea și ce presupune ea când ne ducem la doctor? Este foarte important. Ce simptomatologie avem? O să o las tot pe doamna doctor să răspundă, pentru că e clinician, dar aș menționa așa, legat de testare. Se pare că nu prea ne testăm. Două din trei persoane în România nu s-au testat niciodată în ceea ce privește această... Tocmai ce spuneam și eu în introducerea acestei emisiuni, da, că e un subiect căruia nu-i dăm foarte multă importanță, doar dacă, Doamne ferește, intrăm în contact cu persoane infectate sau auzim de un caz, nu știu, mai particular, da, care să ne impresioneze. Nu facem o testare propriu-zisă, cum ne prezentăm la stomatolog, de exemplu, periodic sau... Da, alți nu medici. Există, deși există, așa cum ne-a spus și doamna doctor, un program național de supraveghere a acestei boli și de luptă împotriva ei, de combatere a HIV-SIDA, unde analizele sunt gratuite, deci sunt suportate, tot ce trebuie să le facem. Există tratamente disponibile. Fără aceste tratamente nu am discutat de acele incidențe și prevalențe care încep să scadă. Da? Adică se văd rezultatele lucrurilor pe care le avem implementate. Prin urmare, cred că testarea ar trebui să o facă fiecare persoană adultă, activ sexual, de exemplu, activă sexual, cel puțin o dată pe an. Ca și fără să aștepte vreun simptom anume. Da? Să fie o monitorizare de rutină odată cu celelalte analize uzuale pe care ar trebui să le facem odată pe an. Păi, legat de ceea ce, de întrebarea care a fost pusă și de comentariul pe care noastră l-ați făcut, ați văzut că la începutul emisiunii au fost câteva informații care au fost preluate de la întâlnirea din Institutul Matei Baș din data de 3 decembrie și unde s-a spus următorul lucru. Este bine ca să ne testăm și este bine ca testarea HIV să fie introdusă în pachetul minimal, da, de la medicul de familie, în primul rând de la medicul de familie. Și aș pleca de la ce înseamnă testarea în viața de fiecare zi și mai ales testarea care este oferită femeii. Deci un lucru extrem de important, extrem de important. Și anume, oferim posibilitatea în România de peste 20 de ani cuplului în momentul în care merge către căsătorie să-și facă testarea HIV. Nu pentru discriminare, deci nu discutăm mai de discriminare, ci pentru a afla ceva despre propria stare de sănătate. De altfel, ceea ce vă spun eu acum... Gratuit, e important. Categoric. Sigur, da, încă o dată, testarea se poate face în România și gratuit și ducându-te tu ca persoană, dacă dorești să mergi undeva, oriunde, să faci testarea oriunde, să și sistemul privat te poți duce, nu aceasta este problema, și în condiții de confidențialitate. Dar sunt niște pași care trebuie gândiți. Da? Deci punctul numărul 1. Am oferit de ani de zile, când spun că am oferit, nu eu, nu mă refer la mine, ci în cadrul unui program gândit în număr de cu peste 20 de ani, posibilitatea testării cuplului. Da? 2. Testarea femeii. Și mai ales această testare care să fie oferită categoric gratuit femeii care dorește să aibă un copil. Deci testarea HIV trebuie să fie făcută ca orice fel de alt test pe care îl face o femeie care dorește să rămână însărcinată, să aibă un copil și să aibă un copil sănătos în momentul în care naște. Ori, în situația în care știu toate aceste lucruri, mi se oferă această posibilitate și nu doresc să fac sau nu mă gândesc sau poate că nu înțeleg, pentru că vedeți că și aici este o chestiune de înțelegere și poate că în emisiunea noastră viitoare veți avea ca și invitați psiholog și asistent social și care să vină și să meargă pe acest ghem. Cum fac eu să merg, să desfac ghemul încet și să încerc să explic că această testare nu este ceva care mă pune la zid pe mine, pe partenerul meu sau pe noi. Nu, este extrem de importantă. Și de ce? Pentru că în momentul în care, de exemplu, o femeie este gravidă și află de statutul de seropozitivitate HIV la sfârșitul sarcinii, în momentul în care naște, riscul de transmitere al infecției de la mamă la copil crește peste 40-50%. Femeia care este depistată din primele zile de sarcină are șansa de a fi supravegheată, are șansa de a fi tratată, de a fi
luată în mod... Oricum, o femeie gravidă trebuie să fie luată în evidență și trebuie să meargă într-o maternitate să nască, dar odată ce este aflată ca și seropozitiv HIV, este supravegheată, ajunge să nască și în același timp să se ofere șansa copilului de a fi neinfectat. În momentul în care afli acest lucru, exact în momentul în care naști, înseamnă că primul pas care se adresează femeii, acela de a fi evaluată pe toată perioada de sarcină și tratată, duce riscul de transmitere al copilului către 50%. Doamna doctor, vreau să ne spuneți scurt, înainte de publicitate, după care o să continuăm să dezbatem acest subiect, dacă testarea este gratuită, tratamentul este și el oferit gratuit? Tratamentul în România din totdeauna a fost gratuit. Pentru infecția HIV nimeni nu a plătit niciodată un leu. Este în cadrul programului național de la începutul anilor 90. Încă o dată, punctul numărul 1. S-a început tratamentul rapid vorbind în 1995 în România, a fost extins până în anii 2000 și în anul 2001 acces universal fără ca cineva să plătească un leu. Este în cadrul programului. Luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, după care vreau să discutăm puțin despre vindecare și dacă se poate discuta despre vindecare în cazul infectării cu HIV, și vreau să știu puțin câteva lucruri și legate de ceea ce vă întrebam mai devreme, de simptomatologie și de când trebuie să mergem la doctor în cazul în care suntem mai puțin conștiincioși, dacă vreți. Ne întoarcem în câteva minute. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii. Doamna doctor Mărdărescu, vreau să continui cu dumneavoastră. Vă întrebam de simptomatologie și dacă putem discuta de vindecare în acest caz. În momentul de față nu putem vorbi de vindecare. Vorbim de infecție HIV ca boală cronică a supraviețuitorilor de lungă durată. Deci o viață normală până la aproape de 70 de ani. Ce se dorește? Foarte rapid. Internațional este în momentul de față, sigur, realizarea acelei scheme terapeutice care să poată să ducă la ce înseamnă vindecare, deci cu alte cuvinte, pentru înțelesul tuturor, dispariția virusului și, deci cu alte cuvinte, a riscului de transmitere în mod deosebit în cadrul vieții sexuale, pentru că despre acest lucru discutăm. Astăzi, la ora care stăm de vorbă, discutăm de nedetectabilitate egal netransmisibilitate. Este ultimul, mai mult decât sloganul Organizației Mondiale a Sănătății. Ce înseamnă acest lucru? La nivelul zonelor sau la nivelul sanctuarelor și mai ales în zona genitală, cantitatea de virus să fie extrem de mică și atunci, sau aproape nedecelabilă, și atunci viața de cuplu sau viața cuplului să fie normală ca oricărui cuplu unde nu există noțiunea de infectare. Deci asta s-a realizat în momentul de față. N egal N, lucru foarte important. Și încă un lucru, începând cu anii 2013, plecându-se de la una dintre marile întâlniri internaționale din Statele Unite ale Americii, s-a vorbit de celebra vindecare funcțională. Ce a însemnat acest lucru? Plecându-se de la experiența unui nou-născut dintr-o mamă seropozitivă, s-a dovedit că în situația în care nou-născutul, în prima perioadă de viață, foarte rapid și în următoarele luni, ani, a primit tratament antiretroviral, de fapt pe care îl facem și noi în România, la un moment dat a fost posibilă întreruperea tratamentului și o viață normală fără tratamentul antiretroviral și reluarea, însă din păcate, în momentul în care copilul a redevenit din nou detectabil din punct de vedere al virusului HIV. Domnule doctor Fotin, pe final v-aș întreba și pe dumneavoastră o întrebare venită de la telespectatori. Ne urmăresc și le mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Planul HIV de prevenire, de ce nu este finanțat, mă întreabă un telespectator. Spuneam că există un plan național de supraveghere, control și prevenire a infecției HIV, care este finanțat din anii 95 încoa, dar care atribuie cea mai mare parte a finanțării pe asigurarea terapiei. Planul național de care vorbiți e planul național strategic de supraveghere, control și prevenire a infecției HIV, o strategie de altfel pentru perioada 2019-2021,
A fost în dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătății de la sfârșitul anului 2018. Din păcate, se pare că nu a fost o prioritate pentru guvern să fie și aprobat. Sperăm că actualul guvern să o considere prioritară, pentru că această strategie crește componenta de prevenție. Ne spunea doamna doctor că nu există o vindecare, că terapia ți asigură un control, o viață normală, dar obiectivul strategic este acela de a preveni apariția noilor cazuri. Ori această strategie, acest plan, tocmai asta își propune. De a asigura finanțarea cazurilor preexpunere, postexpunere, a măsurilor care trebuie luate pentru a preveni aceste boli. Și doar o secundă aș vrea să vă spun că pe lângă strategiile făcute de autoritățile în domeniu, există și implicarea diverselor organizații non-guvernamentale. Și în acest sens există, de exemplu, un proiect numit Radian între o companie farmaceutică Gilead Sciences și Elton John AIDS Foundation, care depune eforturi în lupta cu această boală. Prin urmare, încurajez ONG-urile din România care militează pentru scăderea riscului de infectare să aplice pentru granturile pe care le oferă acest parteneriat de până la 25 de milioane de euro. Un subiect extrem de interesant, vă spuneam, și care merită dezbătut. Tocmai de aceea noi continuăm șirul acestor emisiuni privind acest subiect, virusul HIV, și vom continua discuțiile și cu pacienți săptămâna viitoare. O să vedeți, foarte interesant, de la ora 13. Pe final vă propun să vedem care au fost cele mai accesate știri pe site-ul 360 Medical TV. Cea mai accesată informație a fost cea cu privire la activitatea de transplant din România, care dă semne de revigorare. Numărul de donatori de organe a ajuns în acest an la maximul ultimilor 3. Datele oficiale arată că de la începutul lui 2019 și până în prezent, 55 de vieți au fost salvate prin transplant de ficat de la donatori în moarte cerebrală, 127 prin transplant de rinichi, 7 prin transplant de plămâni și 10 prin transplant de cord. Mai multe detalii aflați pe 360medical.ro. Am aflat săptămâna aceasta tot de pe 360medical.ro și despre decizia importantă luată de Curtea Constituțională, decizie cu efect în sistemul de sănătate. Furnizorii de servicii medicale din România nu mai pot solicita recuperarea cheltuielilor cu asistența medicală de la anumite persoane. În această categorie intră și cei cu tentative de suicid. Paragraful din legea numărul 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care le oferea furnizorilor de servicii medicale posibilitatea de a recupera cheltuielile cu asistența medicală oferită persoanelor care prin faptele lor și-au afectat propria sănătate, a fost declarat neconstituțional. Și o altă informație de maxim interes a reprezentat-o și cea privind noile speranțe pentru pacienții cu una dintre cele mai grave forme de cancer. Într-un studiu realizat pe animale, o echipă de cercetători din Israel a vindecat cancerul pancreatic cu ajutorul unei molecule care a provocat autodistrugerea celulelor tumorale. Cercetătorii consideră că rezultatele studiului cresc șansele dezvoltării unei terapii eficiente pentru tipurile agresive de cancer la oameni. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Mărdărescu, domnule doctor Fotin, cu mare drag vă mai aștept și cu altă ocazie. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi. Eu sunt Aneta Sângerzan, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Ne revedem mâine la 13 la TUB1. Numai bine!